Medicii se așteaptă la un sezon greu de gripă, dar vestea bună este că pentru prima dată, după mult timp, vaccinul a ajuns la timp, iar imunizarea a început chiar astăzi. Serul este gratuit pentru copii, bătrâni și cei care au boli cronice. Toți ceilalți îl pot cumpăra de la farmacie și se pot vaccina la medicul de familie. Conform știri de Cluj.ro, persoanele care nu se încadrează în categoriile de risc găsesc vaccinul antigripal în farmacii. O doză costă aproximativ 65 de lei. Vaccinul cumpărat din farmacie este administrat gratuit de către medicul de familie. În fiecare an, da, chiar este important, este benefic pentru mine, a fost și va fi. Îl fac la locul de muncă și pentru cel mare de două ori și pentru cel mic o dată, declară un pacient, potrivit Observator. Vorbim de adulți și de copii. Acesta poate fi administrat și la copii de către pediatru. Se face jumătate din doză de recomandat acum. Dacă se depășește perioada de februarie și vârful gripal este încă întoi, se poate face încă un rapel, explică un farmacist. Ministerul Sănătății a cumpărat 1,5 milioane de doze de vaccin, iar mare parte dintre ele au fost deja distribuite în DSP-uri și în cabinetele medicilor de familie. Ne putem aștepta să fie mai multe cazuri, ținând cont de faptul că nu se mai folosește masca. Timpul de atingere a nivelului maxim de anticorpi este undeva la 21 de zile. Depinde de fiecare pacient în parte, transmite medicul de familie Daciana Toma. Gripa vine cu simptome, cu dureri musculare și articulare, stare de rău general, dureri de cap și dureri de ochi. Vaccinul antigripal se referă la toată populația, că sunt persoane vulnerabile și care au un risc mai mare, sigur, este adevărat. Dar până la urmă, toți ne putem infecta, mai ales că interacționăm și atunci riscul să facem la un moment dat complicații există. Există pentru extremele de vârstă și pentru copii și pentru persoanele în vârstă. Pentru toți, cred că este nevoie să ne vaccinăm. Recomandă medicul infecționist Adrian Marinescu, relatează știri de Cluj.ro.